tragedia pe care Andreea Antonescu a ascuns-o la Survivor România. A fost găsit înjunghiat în inimă când vedeta era însărcinată. Andreea Antonescu nu a exagerat cu nimic atunci când a spus că a trecut prin multe și nu se mai teme de o nouă nominalizare la Survivor România 2021. Andreea Antonescu a fost eliminată de la Survivor România 2021, însă a reușit să părăsească competiția cu fruntea sus, recunoscând că nu era suficient de pregătită din punct de vedere fizic pentru a face față unei astfel de provocări. Totuși, în momentul în care a fost nominalizată, interpreta a surprins spunând că nu se teme de perspectiva eliminării pentru că a trecut în viață prin încercări mult mai dificile. Socrul Andrei Antonescu era milionar în euro. Unul din cele mai grele momente din viața ei, după pierderea propriului părinte, a fost moartea fulgerătoare a fostului ei socru. Omul de afaceri Constantin Șpac, cu o avere evaluată la 80 de milioane de euro, și-a pus capăt zilele lor în anul 2011, pe vremea când Andreea era însărcinată în luna a șaptea. Moartea afaceristului a fost considerată de mulți suspectă, mai ales că acesta urma să devină de două ori bunic, ambele nurori erau însărcinate în momentul respectiv. Și împrejurările în care acesta a ales să moară au fost oarecum ciudate. Presa a scris la vremea respectivă că Șpac s-a înjunghiat de trei ori în inimă și că ultima lovitură i-a fost fatală. Ancheta s-a desfășurat pe repede înainte, iar autoritățile au stabilit că a fost sinucidere. Printre posibilele motive indicate la vremea respectivă se număra faptul că avea probleme de sănătate, fusese supus unui transplant de rinichi un an înainte, și ceva datorii la bănci. Constantin Șpac a făcut avere din vânzarea produselor din carne, afacere pe care a început-o la puțin timp după Revoluție. La începutul anilor 90, el a făcut închisoare pentru infracțiuni economice, iar un fost coleg de celulă povestea atunci în presă că bărbatul mai avusese două tentative de sinucidere în închisoare. Andreea Antonescu nu a reușit să divorțeze de Traian Șpac. Constantin Șpac a fost condus pe ultimul drum de aproape 300 de persoane. El fiind un personaj extrem de iubit în județul Argeș. Afacerile lui au fost preluate de cei doi băieți, Traian și Iulius. Fiica lui Șpac și-a deschis, în schimb, o cofetărie în Pitești. Andreea Antonescu a anunțat în 2019 că divorțează de Traian Șpac, după ce tânărul a decis să se mute definitiv în Statele Unite ale Americii. Cei doi nu au reușit însă să-și ducă la capăt planurile pentru că a venit pandemia și Traian nu mai reușit să ajungă în țară pentru a semna actele de divorț.